Dacă tot am început seria asta despre echipamente moto, continuăm în stilul hipsteresc, să zicem, cu niște mănuși pe care le folosesc cu precădere în oraș. O marcă mai puțin cunoscută la noi în țară, cum îmi place de obicei, se cheamă Orina, este o firmă nemțească. Sunt niște mănuși pe care eu le-am luat la deosebitul preț de 20 de euro, dacă vă vine să credeți, mănuși din piele. Modelul se cheamă Miami, cu ceva amestec denim albastru cu piele, piele de foarte bună calitate, groasă, moale, se simt foarte bine în momentul în care ai băgat mâna, dar nu au protecții și în această zonă, au protecții numai în palmă, au aici o zonă cu gel în podul palmei, dacă ai căzut să amortizeze un pic impactul, și de asta sunt niște mănuși pe care eu le folosesc cu precădere în oraș. De obicei le folosesc cu scooterul, dar le-am mai luat și la ture cu Rebelul, de exemplu. Sunt foarte confortabile, asta mi-a plăcut la ele, sunt niște mănuși de vară. Dar merg și acum toamna, până undeva în 15 grade, dacă mergi în oraș, sunt ok. Legat de mărimea lor, au un size chart care e un pic dificil sau diferit de citit. Sfatul meu este să le luați cu un număr mai mare. Pentru că eu, de exemplu, am luat mărimea 11, echivalentul XXL, dar în realitate, când e vorba de Revit, Alpine Stars, de obicei port XL, deci de asta cumva vă recomand, dacă cumva vreți să vă cumpărați vreun model de la acest producător nemțesc, tot timpul să luați un număr mai mare decât purtați la ceilalți producători. Dacă ți-a plăcut clipul, nu uita să dai like, iar dacă vrei să fii la curent cu ultimile noutăți, subscribe canalului motorod.ro și nu uita să pornești notificările.